Bună ziua! Astăzi la Aerotech să vă prezentăm un nou produs, un monitor care se instalează pe bordul mașinilor, unde nu pot fi înlocuite aparatele de fabrică. Este cu ecran de 7 inci, cu cameră video de înregistrare Full HD, intrare de cameră de marș ARM și funcție de mirroring pentru navigație, poze, muzică, filme. Haideți să vedem cum lucrează. Se poate lega la brichetă sau la altă sursă de 12V. Acum pornește. Momentan este instalat cardul pe care se înregistreze. Vedeți, funcția de DVR se vede în față. Oricând doresc, dacă bagă mașarier, o să se vadă și... Vedeți? Așa, revine pe mașarier. Instalarea este destul de simplă. După cum vedeți, cablele sunt ascunse în spatele bordului. Are o poziție foarte bună pentru a putea privi navigația sau camera. Are FM transmitter dacă dați de pe Mirror Link să puteți lega direct la radio mașinii. Haideți să vedem cum funcționează Mirror Link-ul. Calitatea imaginii este foarte bună pe acest monitor. Astfel putem folosi aplicații gen de navigație. Google Maps sau Waze sau orice altceva avem instalat. Așa. Ne schimbăm adresa. Începeți navigarea. Așa. Deci avem aici... Poate face dim la ecran. Asta este frecvența de pe care emite. Putem trece pe aparat și să dăm sunet prin boxele mașinii. Altă aplicație e cea de YouTube, de exemplu, care vreau să vă prezentăm. S-a pierdut semnalul GPS. Astfel, un monitor foarte, foarte complet și foarte util, mai ales persoanele care nu pot să schimbe sau nu vor să schimbe unitatea mașinii. Vă mulțumim pentru atenție!